Bun, am corectat nasul, dar haideți să mergem mai jos. Coborâm puțin și mergem la buze sau buzichii, cum îi place să-i zic doctorului Lupoi. Opa, stai un pic. Salut. Ce faci cu asta aici, că nu... Cred că mă întorc, nu cred că stau atât de aproape de tine. Dar e, bineînțeles, e o seringă cu care o să faci buzichii. E for scale, așa, am zis că na, dacă le-ați mai mici, astea sunt mai așa. Adică trebuie să le mărim. Bun, te ocup printre altele, te ocupi și de buzichi. Specie în specialitate. Ok. Ce presupune această, să zic, îmbunătățirea buzelor cu volum? Cea mai comună soluție, să zic, este augmentarea cu acid hialuronic. Da? În sensul că pun acid hialuronic, făcut special pentru buze, că ele sunt diferite. Unele sunt mai dure pentru mandibulă, unele sunt mai elastice. Uh-huh. Da? Că atunci când le pui la buze, buzele se modifică foarte mult, da? În expresie. Uh-huh. Și atunci nu poți pui ceva foarte dur, că o să rămână, nu se mișcă. Da? Ai avut cazuri sau ai văzut cazuri de acid hialuronic? Sunt multe. Hialuronic. În principiu, astea sunt motivele principale pentru care migrează. Fie că este pus într-un plan greșit, dacă sunt niște plane anatomice, trebuie să stea într-un loc anume, da, cum le pui. Okay. Fie pui unul care e prea dur, uh-huh, și atunci în jos n-are unde să se ducă, că na, se termină gura, se duce în sus. Știi, noi da? Încercăm să facem... Cum e, de exemplu, aici sus unde scrie overfilled, sus, dar în poza cea mai din stânga, acolo asta e practic migrat. Ce înseamnă asta? Migrat înseamnă că din locul în care a fost el pus specific, da, în plan, okay, văd aici. A mers deci, în sus. A migrat de la buzichii și s-a dus în sus. Da, și aici jos, de exemplu, este o corecție unde a fost dizolvat ăla și pus în planul corect și ăla și ar trebui să, adică n-ar trebui să treacă de linia. Poți să-l dizolvi. Da, îl dizolv cu hialuronidază, care este o enzimă pe care avem și noi în corp, care dizolvă acidul, mm-hmm, propriu, și există și în clinici în formă proaspătă pe care o dizolvi ca să o folosești să topești acidul. Da, bine, dacă ai mai problema asta cu chestii care migrează, care se dizolvă, noi încercăm să facem cel mai șmecher filler la noi laborator. Bogdan lucrează la el acum. Bogdan, ce faci acolo? Bună ziua! Încă nu-i gata, dar... Faci buze colorate! Bine, filler... Le vă mai bine, de-aia le-am colorat. Filler roșu ar putea fi interesant, nu? Dai mereu buzele roșii, nu prea... Filler de Crăciun. Filler de Crăciun, da. Da. Da, da, uite, tematic. Dar ce faci acolo? Explică-ne și nouă. Da, deocamdată am făcut o rețetă clasică de gelatină, aproape că mă duc la altă emisiune de gătit, eventual. Dar în situația asta, acum aștept să se gelifieze această soluție de gelatină și colorant. Cumva, deocamdată sunt cuvintele, zic, deocamdată e cuvântul pe care îl folosesc cel mai des. Adică mereu este deocamdată. Deocamdată, da, păi eu mă uit mereu spre viitor, în așteptarea unui rezultat bun. Dar ce rezultat aștepți, mai spune? Aștept să se întărească soluția, uh-huh, nu asta neapărat, una pe care o am la congelator. Și în momentul în care se va întări, vom vedea dacă putem apoi să o distrugem dizolvând-o în apă fierbinte. Aha. Aici am niște apă fierbinte pe care o pregătesc. Da, deci uite, Alex, dacă, nu știu, dacă mai ai probleme sau ceva, te poate ajuta. Da, apele special. Da, se dizolvă la apă caldă. Ideea asta e că tu îl folosești, practic, și asta ajută foarte mult și la cea mai nasoală complicație posibilă, care este ocluzia vasculară. Practic, dacă injectezi într-un vas, că nu știu. Bogdan, Bogdan, te salutăm și spor la treaba acolo, revenim la tine curând. Cât de curând. Așa, înseamnă că nu ai cum să vezi, da, în corpul uman, să zic, dacă nu e Superman. Mm-hmm. Și atunci poate să fie o variație anatomică, să fie un vas mai aproape de piele, da, decât ar trebui să fie, să injectezi din greșeală, să facă ocluzie vasculară. Asta e un risc, da? E o complicație posibilă, da. E o complicație posibilă. Cât de des se întâmplă asta? Statistic foarte rar, dar e important să știi, să-i spui pacientului ca să știe toate aceste posibile complicații și să le aibă în vedere că știi să le tratezi și că e ok și că știi să le evaluezi. Deci, practic, tu poți să intri cu seringa în, să zic, în buză. Primele, da, vase mai mari sunt la 3-4 mm în spatele. Da. Poți să-mi arăți unde intri, adică vreau să te văd și cum faci. Sunt mai multe variante în funcție de tehnica. Vreodată poți să intri în varianta Russian Lips, care e practic, faci ca un fel de fanning, așa. Aha. Poți să intri dintr-o parte, să faci o singură incizie. Poți să intri cu canula, de exemplu, de mai departe, să faci o singură incizie și să intri pe contur, practic, și așa. Depinde foarte mult de tehnica pe care o știi și pe care și o preferi. Vreau să explic încă o dată ce se întâmplă acolo. Poți să atingi din greșeală un vas. Să intri cu acul într-un vas, da, și să injectezi un acid în el, care el fiind dur, nu o să mai poată să treacă sângele. Face un dop. Da. Și asta poate să ducă la necroză, adică ți se poate necroza. Sunt multe poze pe net cu, e ca o vânătaie de asta extinsă, care netratată și neobservată la timp, poate să ducă la moartea sesului. Dar aici... orice practician ar trebui să fie capabil să o vadă la timp, mm-hmm, să o trateze cu hialuronidază pe loc. Practic, ce trebuie să înțeleagă pacientul în general este că trebuie să ai niște așteptări realiste. Nu poți să iei o formă, să ai niște buze miste, aștept să ai niște buze mari din prima.
trebuie să pui încet și să înțelegi că o să treacă un an jumate, doi, până o să ajungi la niște buze mai mari, da? De exemplu, între asta și asta, sunt, o să vezi pe pagina, doamne, că sunt gen un an jumate. Ca să nu migreze, să se poată modifica în timp, că orice chestie, dacă o extinzi prea repede, țesul o să încerce să se întoarcă la forma lui normală, inițial. Și atunci o să riști să migreze. Iar la fel, să schimbi forma unei buze, în principiu nu recomandă, pentru că țesul la fel o să încearcă să se întoarcă la forma lui. Da? Și atunci iarăși să migreze. Există cazuri în care pacienta zice, nu vreau mai mult, mai mult, și tu să vrea să-i explici că nu se poate merge mai mult. Ca la orice intervenție. Doar că tu trebuie să-i spui pacientului, asta este ce este safe medical, asta este ce putem obține în condiții de siguranță, poți să vrei sau poți să cauți pe altcineva, în principiu. Cam asta este răspunsul corect. Bun, deci iată cât de important este să ai un specialist pregătit care, iată, poate să te îndrume corect, poate să spună când e prea mult, da, și să te oprească și să poată interveni atunci când apare o complicație neprevăzută. Alex, mulțumim mult de tot!